Victorie entuziasmantă a Rapidului cu o repriză a doua, la fel de entuziasmantă, o victorie la scor, o victorie fără drept de apel din partea Rapidului în fața celor de la FCSB, un 4-0 care nu rezolvă însă problema diferenței majore din clasament. Bineînțeles că este entuziasm în acest moment în tabăra Rapidului, este o victorie extraordinară pentru Rapid, o înfrângere usturătoare pentru FCSB, dar rămâne diferența de puncte în favoarea FCSB, 9 puncte în acest moment și îi se rotunjește punctajul Rapidului, vor fi 4 puncte distanță între FCSB și Rapid, dar de fapt sunt 5 pentru că FCSB-ul nu are rotunjit punctajul și atunci în caz de egalitate ar câștiga dacă ar ajunge cele două echipe la egalitate. În câteva momente toate reacțiile de aici de la Arena Națională și comentariile lui Daniel Pancu și Ilie Dumitrescu. Repriza a doua de vis pentru echipa lui Cristiano Bergodi cu 3 goluri marcate. Iacob a deschis scorul, apoi Rahmani a reușit o dublă în partea a doua și Krasnici a reușit să înscrie un gol foarte frumos. Pancone, bucuros bănuiesc. Da, bine, bucuros, normal, știi că trebuie să fiu imparțial. Trebuie, dar n-ai cum să nu fii cu Rapidul. Nu, e o repriză perfectă. E greu de comentat ceva în condițiile în care FCSB a doua repriză, nu știu, Baioane a atins mingea undeva pe final, acum la o centrare a lui Miculescu în fața porții. Mai fost golul ăla anulat al lui Băluță, offside-ul ăla, probabil că a fost mare, nu știu, n-am văzut reluarea. În rest, nimic. Rapid începe foarte bine repriza a doua, nu se retrage, agresiv. Recuperează mingii în centrul terenului, după care urmează imediat o atingere, două atingeri, pasă pe spațiu cu echipa FCSB-ului prinsă undeva la jumătatea distanței. Reușește să marcheze golul 2, după care jocul practic se termină. Aceeași abordare, vin undeva, se retragă în jumătatea proprie, recuperează foarte ușor baloanele, pentru că duelurile la duelul Rapid a dominat clar. La mijlocul terenului s-a făcut diferența în a doua repriză. Mingii recuperate, au mai fost genul ăsta de acțiuni și jocul trecut la Craiova, încep să le facă din ce în ce mai bine, pentru că au jucători de mare calitate, jucători de viteză și aici s-a scris istoria, campionatul devine mult, mult mai interesant, mult mai palpitant. Rapid e echipa care vine din urmă, CFR echipa care vine din urmă. Universitatea Craiova, dacă își câștigă punctele mâine în derbiul local, intră și ea în lupta asta, pentru că practic începe un alt campionat, iar de partea cealaltă pentru FCSB poate fi o înfrângere care a venit chiar la timpul ei. Că se mai pot repara lucruri. Exact. Și este și distanța destul de asigurătoare, cel puțin deocamdată. Oricum, n-am asistat la scenariul în care FCSB să câștige și să facă diferența atât de mare încât să nu mai aibă nimeni șanse la titlu. Oricum, Mister FCSB, n-a funcționat nimic astăzi, nu? Păi da, pentru că, așa cum spuneam la pauză, Rapid a jucat extrem de inteligent. Bergodi a pregătit foarte bine acest meci. Și mă uitam la modul cum au anihilat cei mai importanti jucători ai FCSB-ului. Da? Brown, excelent în duelul ăsta 1 contra 1 cu Coman. M-a impresionat, și aici cred că a fost cheia acestui meci, cei doi wide cu Hroma, da, deci cei doi au jucat la un nivel extraordinar. Pot să spun că mijlocul Rapidului a fost net superior în această seară. De ce spun lucrul acesta? Pentru că au fost momente în care Olaru niciodată nu a putut să primească mingea între linii, pentru că tot timpul a fost un pressing de tâmpinare acolo. Dacă era în zona lui Hromada, Hromada mergea cu el și juca chiar om la om, perechi de marcaj, în momentul când FCSB intra în posesie. La fel și la Waida, care a făcut un meci senzațional. După care, încet, încet, cum spuneam înainte de meci, că am văzut că au început să apară relațiile de joc la Rapid. Deci au început să apară relațiile de joc. Deci este o echipă cu jucători valoroși, cu o tehnică superioară, cu o tehnică superioară și s-a văzut în joc. Adică pentru mine Rahmani este genul de jucător care atacă foarte bine spațiu, vine foarte bine între linii și asta s-a văzut dacă ați văzut la golul 4. Vine între linii, joacă pas în profunzime și apare la finalizare și înscrie la colțul lung. Ce să spun? Papoșii Krasnicii. Krasnici a devenit în ultima perioadă un jucător, un lider.
Deci, diferența între FCSB și Rapid a fost că în această seară Hasani, Rahmani, că a fost Papos sau Krasnicii, au cerut mingea în profunzime. Foarte puține mingi au reușit ca FCSB-ul să joace în spatele liniei adverse. De asta spun că echilibrul ăsta între atac și apărare a fost unul foarte bun la Rapid. Pe urmă intervine și tot ceea ce înseamnă dublura pe post. Și să judecăm în oglindă, țintră Funșo și a jucat senzațional. Țintră a jucat cât a jucat Funșo, minutele care a jucat, Sarikan la un nivel foarte bun. Pe urmă l-ai pe Petrila, pe urmă țintră Burmaz. Adică pentru Bergo din moment, în momentul de față, în orice moment are două formule de la mijloc în sus. Deci poate să joace Petrila, Funșo, Burmaz cu Rahmani. Rahmani, punct fix pentru mine, este lider. Este cel mai important jucător de la Rapid în momentul de față, Rahmani. Cel mai important jucător de la Rapid. Deci și mai are încă o linie. Ai Papo, ai Krasnicii și acest Hasani care are o inteligență de joc, are ultimă pasă, apare bine la finalizare, încă nu e fit. Și să vă spun o chestie, nici Hromada, nici acest Burmaz și nici Hasani nu sunt 100%. Când băieții ăștia vor fi 100%, Rapid este o forță pe faza ofensivă. Dar interesant că au reușit să-l închidă pe Băluță, să-l anihileze pe Băluță, pe Olaru, pe Coman. Șutul lui Coman a fost în ultimele minute la colțul lung, practic cel mai periculos atac al FCSB-ului. Rapid, cum spuneam, am spus că va deveni o forță în sezonul viitor, pentru că încet, încet, tot ceea ce înseamnă relație de joc, automatisme, încet, încet, apar și în jocul și în exprimarea echipei, dar deja lucrurile sunt foarte clare. Ce s-a câștigat în seara asta la Rapid? S-a câștigat acel echilibru prin cei doi mijlocași și prin efortul celor doi mijlocași. Echilibru între atac și apărare. Adică FCSB-ul fără situații importante de gol. Îl ascultăm pe Olaru. Sunetul o problemă tehnică, o să încercăm să o remediem cât mai repede cu putință. Bun, ce înseamnă această victorie, Pancone, pentru Rapid? Intră în play-off, în campionatul care contează, cu un moral la cote maxime. Un moral la cote maxime, plus cu victoriile alea venite așa în ultimele minute la început de an, în ultima parte a campionatului, cu minutul 90 Burmaz Cu FCU Craiova, au câștigat timp. Era clar că era doar o chestiune de timp până când această echipă începea să funcționeze. Era clar pentru toată lumea. Valoarea jucătorilor individuale era incontestabilă. Dacă s-ar fi organizat de maniera asta și în vară, pentru că acolo toți învață, pentru că sunt relativ noi. Mai știi ce s-a întâmplat în vară, nu? În vară, da, a plecat antrenorul, da. Nu! Deci în condițiile și locul ăsta 2 la sfârșit de sezon regulat, nu știu cum să-i spun, pentru că au fost multe, foarte multe probleme, începând cu plecarea antrenorului, un sistem antrenat trecut la altul, jucători veniți pe parcurs. Accidentarea lui Rahmani. Rahmani Petrila, da. Când erau în formă maximă, iar Rapid acum este... ca joc e clar că există progres de la etapă la etapă, se vede lucrul ăsta de vreo 3 etape, excepție sfertul ăla de oră cu UTA, în care puteau să fie egalați, într-adevăr a fost așa, au fost puțin debosolați și au pierdut reperele în teren. În rest, la Rapid se văd multe lucruri care sunt convins că se antrenează zi de zi, valoare individuală, acum colectiv, de public, nu mai vorbim. Acum, în momentul de față, au o șansă și ei, cum are și CFR-ul, cum are și Universitatea Craiova, dacă își câștigă mâine punctele, de a fi campioană chiar din acest sezon. Totuși, lucru pe care eu personal nu-l vedeam posibil, niciodată. Și mai am observat un lucru și asta discutam și cu Daniel. Dom'le, cei 4 de pe fund sunt 4 fundași. Deci, în primul rând, ei trebuie să se achite de sarcina
pe faza defensivă. Nici Brown, nici copilul ăsta care... Uite că apare surpriza asta, Bădescu. Bădescu a jucat astăzi la un nivel foarte bun, fără o mare experiență. Dar tot ceea ce înseamnă faza defensivă a Rapidului, care a fost pusă la punct și se lucrează din punct de vedere tactic, echipa asta a arătat foarte bine. Deci, se apără în 4 și 4 plus 1 sau 4 plus 2 jucători tot timpul atunci când se pierde mingea Rapid. Dar în schimb, după cei doi mijlocași la acoperire sau cei doi închizători, au o libertate de acțiune extraordinară Rapid. Mergem să-l ascultăm pe Rahmani. The best, I know. We played the best teams of the league. It was very good derby because it was a lot of fans. 40,000, it's a not, fost un derby not, senzațional less. Pentru că au fost foarte mulți fani la stadion. I just want to say to say all of our fans, thank you so much for the. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. All this celebration with us. I like them so much. A fost much. O sărbătoare pentru toți, am sărbătorit împreună. Give our 100% every game. Where do you think you surprised FCSB today? We play really good. We play 100% every team. We am jucat foarte bine, am jucat 100%. 100% every time. We deserve with one word. We miss a lot of chance. We dominate. Am meritat această victorie și această diferență de scor. Am mai ratat unele ocazii. To score twice and to assist one to help the team in the objective. It was a very tough period for you with the injury. Now, a fost o perioadă grea pentru tine cu acea accidentare? How it looks. It's very good now. I'm feel 100%. Așa cum se vede, sunt I'm foarte bine acum. My physically and everything, my leg is very good now. Piciorul e ok acum. I just will push myself until the end of the season. What's the secret? Voi trage de mine you? Ca să continui așa până la finalul sezonului. Every time you have 13 goals right now. Who is your lucky charm? my lucky it's always my family and norocul meu este familia mea. My father also he was a football player in Kosovo. He was the best player there. And I have talent from him, so I'm so lucky. Am moștenesc talentul tatălui meu, care a fost și el fotbalist. But also I train with my father a lot, but mă antrenez so mult cu tatăl meu. With my ex-coaches and with Bergodi also, I learn a lot to how to go in the. Toți antrenorii mei precedenți m-au învățat multe lucruri. To think everything. So this is more easy for me because also I train a lot of times with my father. Cam asta este explicația, mă antrenez foarte mult. Today. How it was? How you thought there in front of the goal? I don't know to describe because it was one situation. It was very good situation for me, but it was I don't know how I touched the ball. Just I wanted to score, you know, normally, but sometimes. Am vrut, se referă probabil la golul 2, am vrut să scot normal, dar am It was goal, so this is good for me. Lovit-o puțin ciudat, and, a fost gol și asta e cel mai important. Incredible feelings, I celebrate a lot. Sunt niște sentimente incredibile atunci când mă achez. Rapid will fight for title. Of course, we are in very good shape. Bineînțeles că luptăm la titlu, suntem într-o formă foarte bună. We are very good team. Suntem o echipă foarte bună. Jucăm un fotbal bun. Of course, we are fighting until the end for the title. Ne luptăm pentru titlu. Rahmani score, the Kosovar are top for It was very good because Krasnici a scris, tu ai înscris, kosovarii sunt în top. So it was very very nice because I spent a lot of times with Krasniki and am petrecut mult timp împreună cu Krasnici in Kosovo in Balkani, so this help us to know each other more easy. Okay, thank you very much. Thank you. Da, scuze pentru lipsa acurateți în traducere, dar în continuare aici este foarte mare gălăgie. Avem o muzică de fond care m-a împiedicat să aud chiar tot ce spune Krasnici. Sper că s-a înțeles esențialul. Da, uite, piața kosovară, nu? Piața kosovară spre care s-a orientat Rapidul. Ce înseamnă pentru un jucător ambientul, dacă te uiți la Krasnici, s-au plătit foarte mulți bani pentru campionatul României, pe el un milion, nu? Dacă aia e suma, dar un milion nu e, într-adevăr e jucător de echipa națională, dar să ne amintim, în turul campionatului la CFR are 0 goluri și 0 asisturi. Acum cred că are 4 ceva
plus assist iarăși la la Rahmania, și la, deci și la Craiova și aici. Și la Craiova și în seara asta. Felicitări celor care s-au uitat după el. Uite iarăși un jucător care marchează 0 goluri și are 0 assisturi. Cineva ce l-a văzut explicații la pentru da. Și pentru evoluția de la CFR, dar hai să-l ascultăm pe Florinel Coman. Din fază fixă. Am făcut la antrenament, am exersat fazele fixe, din păcate a venit acel gol. În a doua repriză am căzut total. Au fost mai buni decât noi. Felicitări, le-am strâns mâna la final. Atât, atât. Urmează meciurile din play-off, începe un alt campionat. Consider că, nu știu, încerca să extrageți ce e pozitiv din dușul ăsta rece venit acum, când este încă foarte, sunt da. 1,5 puncte. Da, nu, este binevenit acest duș, trebuia să vină, mai ales înaintea play-off-ului, este perfect, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Suntem la mâna noastră, avem un avantaj de care cred eu că trebuie să ne folosim și cred că suntem băieți inteligenți și putem să ținem acest avantaj până la final. Dar nu e greu de digerat un duș tocmai în derby, acolo unde sunt și orgolile mari? Spunea mai devreme Darius Solaru de faptul că n-ați avut motivație, că n-ați intrat atât de montați. Am intrat motivați, am intrat motivați, nu. Nu ne-a ieșit nimic. Au fost și niște goluri, cum ați văzut și voi. Ți-am spus, este binevenit această înfrângere înaintea play-off-ului. Trebuie să ne trezim. A fost totul rost până acum. Așa că trebuie să vină și ceva să simți și tu puțin că să revii cu picioarele pe pământ, pentru că cred eu că luasem viteză. Vorbim strict de tine, de jocul tău, ai încercat și pe o bandă și pe cealaltă, bănesc că au fost reacțiuni tactice și la Bădescu și la Brown, din păcate pentru tine, pentru voi nu ai reușit să spargi defensiva lor. Am vorbit înainte de meci să încep 7-8 minute bandă dreaptă și după să revin pe poziția mea. Da, Brown e un jucător bun, un jucător care te lasă, tatonează, se duce până nu închide banda mai mult. Noi avem jocul nostru pe care îl știm cu toții și, din păcate, nu a mers astăzi. Vor urma încă două partide cu Rapid în play-off. S-au adunat și chiar nu e un obicei ăsta. De obicei, FCSB era echipa care învingea multe meciuri consecutiv pe Rapid. Acum este invers. Bănuiesc că și asta vă animă în următoarele două partide. Nu ne gândim la asta, pentru că ți-am spus, avem un avantaj considerabil de care putem ține. Atâta tot. Dar este normal, trebuie să câștigăm fiecare meci, nu să bat Rapidul și gata. Trebuie să batem toate meciurile din play-off, pentru că sunt 6 echipe care merită să fie aici, care au muncit, au arătat, așa că va fi un play-off frumos și un play-off greu. E un meci care lasă urme și deja patronul a ieșit și va critica destul de dur în acest sens. Bun, păi este normal. Ce pot să spun? Ți-am spus, noi avem meciurile acestea și cred că sunt sigur că vom face un play-off, dacă nu mai bun, la fel ca play-off-ul de anul trecut. Urmează șef și până atunci aveți timp să răspundeți în teren, nu? Bănuiesc tuturor criticilor care vin și nu din partea. Nu răspundem la critici acum, este normal, am pierdut meciul, se scrie, este normal să fim criticați, asta este, când câștigăm suntem cei mai buni, când pierdem cei mai slabi. Este normal, nu s-a terminat lumea aici, nu se termină aici, avem un avantaj, suntem echipa după primul loc. În seara asta, ok, este adevărat, am pierdut acest meci, n-am putut face mai mult, ne pare rău, dar cu siguranță, ți-am spus, suntem inteligenți să ținem avansul acesta până la final. Totuși un plus pentru absolut toată lumea în stadion, atmosfera a fost una chiar de derby adevărat. Da, cum am spus-o și înainte de meci, aceste meciuri se joacă pe stadioane mari pentru că lumea vine și ne bucurăm de acest lucru. O seară bună! Mult. Salut. Acum cu mult mai puțină lume, doar câțiva suporteri ai FCSB-ului au rămas în sectorul lor și în sfârșit am scăpat și de muzică, acum ne putem auzi mult mai bine. Așadar, un 4-0 usturător, dar Florinel Coman remarca faptul că a venit la timp, trebuie să mai revenim cu picioarele pe pământ, pentru că ne cam luase în viteză, spunea Florinel Coman mai devreme, cum spunea și
Daniel Pancu mai devreme, că pentru ei poate că a venit la timp acest duș rece și au timp să ia măsuri. Pe de altă parte, o victorie îi ducea la peste 90% deja campioni. E adevărat, da, așa este. Da. Ideea este să scoți, din perspectiva FCSB-ului, să scoți ce trebuie din dușul ăsta rece, din înfrângerea asta umilitoare, poate chiar, și să poți să gestionezi perioada imediat următoare. Vezi că mi-a scris cineva, acum eu uitasem, dar a fost un 5-1, 1-5, acum recent, cu ultimul meci al lui Mutu sau ceva de genul ăsta. Chiar dacă a fost fără miză. Era ultima etapă. Da, dar uite, iarăși, 5-4 goluri, 6 victorii din 8 de la revenirea Rapidului în prima ligă. Nu știu, nu mai spun încă o dată. În seara asta a fost spectacol, da. Spectacol, dar și 6 meciuri din 8, sunt convins că e cea mai bună serie din istoria Rapidului cu Steaua. Adică nu știu, cineva să mă contrazică dacă e, dar... Da, îl ascultăm și pe Darius Solaru. 2. Bună seara, Darius, înfrângere pentru voi în derby. Ce s-a întâmplat astăzi cu FCSB-ul? De ce credeți voi că nu ați reușit să faceți mai multe în acest Bună seara. Da, am făcut o partidă cea mai proastă, cred, din acest sezon. Din păcate, când pierdem... Nu știm nici să pierdem, adică dacă pierdeam 1-2-0, dar diferența a fost foarte mare și asta ne doare, dar n-avem timp să ne plângem, trebuie să ne ridicăm. Începe un nou campionat, din fericire pentru noi am pierdut doar un punct jumate în această seară. De acum începem treaba și jucăm pe 3 puncte. Sigur că e la cald acum, dar care ar fi explicațiile voastre? Adică terenul pe care jucați, de obicei, multe premise. Da, nu știu, au fost mai buni din toate punctele de vedere și au meritat victoria. Cu ce crezi tu că a surprins Rapidul în această seară? V-a surprins cu ceva? A părut așa că nu merge absolut nimic? Nu știu, cred că problema a fost la noi, nu am fost montați, nu am arătat agresivitate, nu am arătat nimic, am arătat foarte rău. Fără agresivitate în derby, se poate? Pare că s-a putut în această seară. Pe tine te-am văzut încercând să dai tonul la un moment dat, mai ales în prima repriză. Eu știu, toate declarațiile acestea super încrezătoare v-au făcut și pe voi să credeți că sunteți deja campioni? Nu ne-am gândit la asta. Știam că că sunt multe etape în continuare și vor fi meciuri și era clar că în play-off se va juca campionatul. Este o înfrângere care lasă urme? E genul acela de înfrângere care lasă urme? Din acest punct de vedere, bine că a venit acum. Cum am spus, am pierdut un punct jumate, bine că a venit acum și trebuie să ne trezim, să arătăm o altă față, fața dinainte de acest meci. Inutil să te întreb, campionatul se joacă, nu? Și după acest rezultat. Clar, și dacă câștigam și dacă era egal, tot se juca în continuare. Vă temeți și de o reacție așa ciudată a patronului, pentru că știm că e destul de critic atunci când nu merg lucrurile la echipă? Are tot dreptul să o facă după acest meci. Cum am spus, problema în această seară a fost la noi și trebuie să ne schimbăm cu toții. Spuneai tu de lipsa de atitudine, de lipsa de agresivitate, nici măcar tribuna nu a putut să vă împingă, să vă dea acea motivație? Da, din păcate, în prima repriză am luat acel gol din fază fixă, cred că acel gol a făcut diferența, pentru că am avut și noi niște situații, am avut și noi câteva faze fixe pe care le-am bătut bine, dar asta a fost, nu ne-a intrat, le-a intrat lor aproape fiecare ocazie și de aici și diferența aceasta mare de scor. Ați avut și voi o galerie foarte numeroasă, chiar a fost atmosferă de derby, te-ai simțit ca într-un... Da, din păcate n-am putut să facem mai mult, ei au fost lângă noi și sunt în continuare și știm că pe viitor o să-i facem mândri. Mulțumim! Am ascultat pe Darius Solaru, în principiu cam cu aceleași idei ca ale lui Florinel Coman, că poate că a venit la timp această înfrângere și că totul se joacă în play-off, acolo unde se joacă pe 3 puncte. Au pierdut doar un punct și jumătate astăzi. Mi s-a părut, Pancone, că Rapid a intrat în transă după 2-0, mai ales și marcând golul al doilea, am văzut că provocau publicul să susțină. Da. Și după aceea și jocul, mi s-a părut că practic că intraseră în transă cei de la Rapid, dar revenind după ce îl ascultăm și pe Iacob. Victorie uriașă, pentru că știm cu toții ce ar fi însemnat un eventual eșec. Ne-am dăruit mult,
am încercat, am avut ocazii, am combinat foarte bine în atac, nu știu să vă zic un jucător care a făcut un meci slab, de fapt ce să vorbesc, toată echipa cred că a jucat extraordinar. Vreau să remarc evoluția celor de la mijloc pentru că au alergat extrem de mult și au închis spațiile extrem de bine și pe Robert Bădescu, care chiar povesteam cu el în mașină, acum 2-3 săptămâni juca la junior și acum are 48.000 de spectatori în tribună. Sunt foarte fericit pentru el și n-am decât de felicitări. Pe tine personal te motivează sigla, culorile, ce vezi în față, pentru că te-ai obișnuit să dai gol aproape meci de meci când joci cu FCSB. Da, într-adevăr, știm cu toții că este un derby și motivația este la maxim. Concentrarea mea este mult mai mare. Am avut și un pic de noroc pentru că, nu știu, consider că la faza aceea Ovidiu Popescu n-a făcut chiar un marcaj atât de bun la mine și cel din spatele meu n-a strâns. Dar, na, am avut o execuție bună. Papeu la fel a centrat foarte bine și sunt foarte, foarte bucuros. Ei simțit slabi pe cei de la FCSB în derbiul acesta? Nu. Nu, doar că am fost noi foarte, foarte bine pregătiți. Ne-am dăruit ca niciodată și apare o problemă pentru că, până la urmă, asta e fața Rapidului și ar trebui să arătăm așa în fiecare meci. Păi, următoarele meciuri sunt în play-off și dacă ți-ar arăta așa în fiecare meci din play-off, dacă facem o socoteală, ați putea fi chiar campion, nu? Dacă arătați meci de meci atât de bine. Da, într-adevăr, noi cu primele 6 clasate am arătat foarte bine, am avut meciuri bune, solide, am luat puncte și meciul trecut la Craiova, toată lumea a văzut că meritam victoria. Ok, poate aveam acel penalti, nu se știe ce se întâmpla, dar cu siguranță era 90% gol. Noi încercăm să jucăm un fotbal bun, atâta timp cât vom face asta, vom câștiga. Săptămâna viitoare, primul meci din play-off, meci cu Farul, te pregătiți? Da, încercăm să fim. Nu vrem să se mai repete ce s-a întâmplat în iarnă când am bătut pe FCSB și, nu știu, 7 etape n-am mai câștigat. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, până la urmă, cum am spus-o și înainte de meciul acesta, ei sunt tot la mâna lor. Așteptăm greșeala și așteptăm cu siguranță meciurile directe, dar până la meciul direct va trebui să facem noi meciuri foarte bune și să câștigăm. Despre atmosferă, bănesc că e inutil să te întreb orice jucător, fie că, na, dacă și câștigi, cu atât mai bine, dar ce jucător e pe teren într-un astfel de meci cu astfel de atmosferă, bănesc că te simți fotbalist cu adevărat. Da, cu siguranță. Pentru astfel de meciuri te apuci de fotbal, pentru astfel de meciuri te pregătești. Chiar vorbeam mai devreme la Rapid TV, când ne-am strâns la mijlocul terenului la sfârșitul meciului, am văzut doar eșarfe alb vișinii, a fost ceva incredibil, mă uitam în jurul meu și nu venea să cred. Ce v-a spus Săpunaru înainte, pentru că ați spus și tu, ați intrat foarte montați acolo pe teren? Mă crede sau nu? Așa a început discursul, n-am ce să vă zic. Pe psihologie inversă. Da, cu siguranță. Nu mai era nevoie de absolut nimic, niciun discurs. Se știa ce meci avem, nu e nevoie de absolut nimic, nici măcar de... Cred că dacă nu făceam niciun antrenament săptămâna asta, veneam la meci și era totul bine. Asta, colegul meu, Bogdan Pop, a făcut un interviu ieri cu tine și mi-a șoptit să te întreb. Ai zis ieri că vei da gol. Mă rog, te-a întrebat dacă vei da gol. Ai zis că vei da gol, să fie 1-0, să câștigați. Ți-a pronosticul, nu ți-a ieșit, 4-0, s-a terminat. Sper să mai greșesc așa. Mulțumesc. Seară bună. Da, foarte tare discursul lui Săpunaru în vestiar, nu? Așa e, tu vorbeai de transă, nu e? Rămâne da. Și pentru suporteri și pentru orice jucător care îmbracă tricoul Rapidului. Cel mai așteptat moment și victoria cea mai dulce nu poate fi descrisă. Așa a fost, este și va fi întotdeauna. N-am ce să vă zic, spune Săpunaru, decât că urmează un meci cu FCSB și atunci lucrurile sunt clare, nimic de completat. Da, vorbeam de transă pentru că mi s-a părut că se poate întâmpla, dai 2-0 și după aceea apare oarecare relaxare și o greșeală și se poate intra adversarul în joc. Dar mi s-a părut că Rapid, cu cât a mai dat un gol și tot era pe creștere. Și sunt mulți jucători la primul derby. Păi, Hromada e la primul derby, Rahmania a fost la primul derby pentru că a fost accidentat în tur. Hassani, Burmaz, care a intrat, Krasnici la primul derby. Deci
pentru prima oară când trăiesc senzațiile astea și atmosfera a fost într-adevăr fantastică. Sper că la Flash Interview are ce să zică Cristi Săpunaru, așa că să-l ascultăm. Ne-am dorit mai mult victoria, am câștigat meciul de azi, dar urmează 10 meciuri în play-off care sunt hotărătoare pentru soarta campionatului și ne vom gândi la ele de acum încolo. Totuși, cu ce ați surprins în această seară? O victorie? Nu știu, cred că cu dorință mai mare de victorie și cu răutate. Vă așteptați să aveți o replică mai bună în partea lor? Sau nu, ați știut voi să-i blocați sau au fost ei mai slabi și nu le-a ieșit jocul în seara cred asta? Cred că i-am blocat foarte bine și ținând cont că este echipa după primul loc, ei produc fotbal la fiecare meci, cred că am produs noi fotbal azi și echipa mai bună a câștigat. Nu cred că se pune problema despre echipa care a fost mai bună în seara asta. Mă uitam la ei, a revenit capitanul după două etape de suspendare. Tu ai fost menajat, mă rog, ai lipsit etapa trecută la Craiova. E motivat mai bine decât a încercat Darius să-i motiveze pe cei de la FCSB. E vorba de un derby. În primul și în primul meciul ăsta le joci pentru suporteri. Și dacă e nevoie de să motiveze echipa sau Darius să motiveze la FCSB. Aici e vorba de fiecare jucător cum își dorește să joace un meci și mai ales un derby. Păi am aflat că discursul tău a fost pe psihologie inversă. În vestiar le-ai zis că n-ai nimic să le spui. A fost primul derby în care ai rămas așa fără discurs? Nu, am spus că n-am ce să le spun la un derby. La un derby se joacă, derby se joacă cu inima. Orice derby se joacă pentru suporteri, pentru culorile clubului, pentru tot ceea ce înseamnă familia Rapid în cazul nostru. 4 puncte în față au cei de la FCSB. Cum se anunță acest play-off pentru voi și cum te-ai simțit cu 44.000 de suflete în tribună și alții la televizor? Cred că ați văzut dumneavoastră, ca să vă răspund partea a doua întrebării, ați văzut dumneavoastră ce înseamnă Rapid. Au cântat tot meci, au fost alături de noi. Ce putem să le spunem? Iar noi cred că i-am trimis acasă fericiți. A crescut Rapidul, s-a făcut Rapidul mare, mă gândeam că acum 8 ani aproape că nu exista, era o moarte clinică, așa, și a revenit. Și acum leagă victorii consecutive cu FCSB. Știi foarte bine, în istorie se întâmpla mai degrabă invers. Nu o să-mi istorie la o parte. E vorba de ceea ce își dorește Rapidul, ce își propune Rapidul. În 3 ani de zile ne batem la campionat, este, nu știu, cred că este unic să vii din Liga 5 să ajungi, după ce ai promovat în 3 ani de zile, să te bazi la campionat. Dar pentru tot ceea ce înseamnă Rapid și cum am spus mai devreme, cred că merită. Le mulțumim tuturor care a stat de Rapid și nu ne dorim decât la sfârșitul campionatului să ne bucurăm împreună de ce se va întâmpla. Îi simți capabil pe colegii tăi să vă bateți la campionat încă de anul acesta? 100%. 100%. Obiectivul nostru este locul 1-3, dar la ce echipă avem, ce lot avem, ce jucători, ce caracter avem în vestiar, cred că putem să ne batem la campionat ușor. Ce gol ți-a plăcut cel mai mult? Ultimul parcă a fost așa, desprins din... Toate 4. Nu? Ultimul a fost... N-am nicio preferință. Înțeles. Sunt colegii mei. Îi iubesc la fel. 5-1 din 2010, știu că l-a fost un meci cu semnificație puternică pentru tine. A fost a doua zi după plecarea lui Sandu Neagu sau acest 4-0 de acum? Nu să vorbesc de rezultat. Atunci a fost ceva special pentru că Sandu Neagu, un idol al Giuleștiului, plecase dintre noi și acea victorie a fost dedicată lui. Această victorie este dedicată suporterilor, familiilor noastre și grupului, pentru că la urmă noi ne chinuim zi de zi, noi venim, ne antrenăm, suporterii vin meci de meci, fac mii de kilometri pentru noi. Nu știu, cred că familia Rapid a înțeles că numai împreună putem să avem rezultate bune și asta sperăm să fie de acum încolo, până la sfârșitul campionatului. Mersi. Vă mulțumesc și o seară frumos. Acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu. Da? Cum ați... La Rapid? Indubitabil, da. Cea mai frumoasă seară, dar aș vrea totuși să scot în evidență că în ciuda scorului, echipa adversă e o echipă foarte puternică. Dar dacă îmi permit să spun, aroganța e boală grea. Da, dar tot noi tot ce o să încercăm, eu sper din toată inima și o să ne străduim ca Rapid, ca la Rapid să nu ajungem niciodată să ne comportăm aroganți. Cum v-ați bucurat? Cum a stat cu inima tău meciul? În ce privește tot ce mi-ar plăcea să mai spun este faptul că în seara asta atât echipa cât și suporterii începem să înțelegem cu adevărat cât de puternici suntem. Da? Cu 50.000 de oameni
pe stadion, toată lumea fericită, o echipă puternică care învinge cu 4%. Noi sperăm că de aici încolo ăsta e Rapidul. S-au schimbat șansele acolo sus. Da, asta trebuie vorbit cu specialiștii. Da. V-a plăcut vreun gol? Au fost toate, mai goluri frumoase? Toate mi-au plăcut. Aș vrea să vorbiți lucrurile astea cu specialiștii. Pentru noi important este că din zi în zi cred eu că ne întărim. Mai frumos decât în seara asta nu poate fi. Bine. În momentul când vă felicitați că ați investit la Rapid? Da, acum, ce să spun, iarăși mi-au luat băieții banii, da? Și-au luat primele cu totul, da? Iarăși au luat banii, Doamne ajută să ia în continuare. Câteodată mă gândesc ce-mi trebuia mie la 60 de ani, toată bătaia asta de inimă și cu, cum îi spune, și cu tensiune de 20, da? Când pleci acasă așa fericit, îți trece, da? Mulțumesc frumos! Da, în Șucu, bucuros că băieții i-au luat banii din prime și susține că aroganța se plătește și că va încerca să nu vedem aroganță la Rapid nici acum, nici pe viitor. Mister, de ce nu a funcționat nimic? Pentru că am observat cu toții că n-a funcționat nimic. De ce? Ok, Florinel Coman îți rezolvă un meci cu voluntari, dar nu reușește să facă nimic în derby, Olaru revine, dar este inexistent. Pentru că, repet, din punct de vedere tactic și din punct de vedere la modul cum s-a pregătit jocul ăsta contra FCSB, Rapid și Bergodi arătat foarte bine. Pe urmă, de cealaltă parte, ai anumit jucători care fac diferența, ai anumit lideri care pot întoarce, să spunem, un handicap de 1-0. Pentru că, de fapt, ne așteptam ca în a doua parte a jocului să vedem o reacție a FCSB-ului. Dar chiar ce s-o fi întâmplat, n-au fost schimbări la pauză? Că la 0-1 de obicei erau măcar 3, nu? N-aveai banc. Nu știu cum a gândit sau ce a făcut, dar ideea este că mi s-a părut în a doua parte a jocului parcă Rapid a câștigat mai multe dueluri, mai agresivă, mai organizată, deci după ce a ieșit de la pauză, vorbesc de Rapid. Și aici pot să spun că contează foarte mult, adică eu mă așteptam ca să apară și un moment de genul ăsta, adică, nu știu, Coman într-o seară sau Olaru sau un Băluț să nu se ridice la un nivel foarte bun, pentru că și adversarul, aici a contat foarte mult și atmosfera. Eu mă uitam că nu doar zona de aici, de la peluză, zona galeriei, nu doar zona asta a cântat. Nu doar zona asta, deci tot stadionul a susținut echipa, ceea ce la un moment dat a pus chiar o presiune. E pe fondul ăsta în care adversarul, eu repet, am văzut câteva perechi de marcaj în anumite zone. Au câștigat toate duelurile. Foarte greu să intri în joc. Foarte greu să intri în joc. Dacă nu-ți intră în joc Coman, Olaru și Băluță, era puțin probabil să-ți facă diferența un șut, să-ți facă diferența un Lisandru. Dar au fost foarte mulți jucători care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun. Au fost foarte mulți jucători care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun. Și atunci ajungi în zona asta, pierzi și din organizarea de joc, pentru că vrei să intri în meci, și atunci au apărut spații foarte mari. De care Rapid a profitat. Și momentul în care adversarii au un componență jucător de calitate. Păi, hai să vă dau... Deci mi-aduc aminte de faza în care Rahmani scrie golul 2. Wide schimbă jocul, pasă de 30, cred că 30 ceva de metri, preluare perfectă, după care de acolo pleacă acțiunea, centrare și Rahmani apare la finalizare. Deci au fost foarte multe acțiuni consistente pentru că există calitate. Hai să mergem să-l ascultăm și pe antrenorul FCSB, Elias Haralambos. Hard defeat for your team this time. O înfrângere grea pentru echipa dumneavoastră. Everybody, yes, I agree. It was a hard defeat for us. A fost o înfrângere grea. Apologize to our fans. Scuze fanilor noștri. About the game today. Despre meci. We started the game from one set piece. We received the goal. Am primit un gol de la fază, dintr-o fază fixă. Game in the first half, we could score a goal. We didn't. We went in the half-time. Puteam înscrie în prima parte, dar n-am reușit. We went in. We scored a goal from offside, but am mai înscris un gol, dar a fost offside. Especially when we received
The second goal. Am primit al doilea gol. We gave up. We gave practic up, am renunțat acolo. Really we didn't want. But I want to say one thing, that it was vreau the last game of lucru. The season. From the first day of this championship, these players are playing and they are always in the first position, so we este don't have to forget things. Ultima etapă a sezonului regulat de la începutul campionatului. Acești jucători au fost întotdeauna pe primul loc, nu e ușor. Corect, but da, I repeat, este o înfrângere grea. What the players did until now. Nu trebuie să uităm ce au făcut jucătorii până acum. Football is like this, sometimes you have bad days like today. Așa e fotbalul, câteodată ai zile proaste cum a fost asta. The normal season has finished and now we start. Sezonul regulat the new championship. S-a terminat. Începe un nou campionat. Ultimele 10 etape. Începem cu Sepsi. I'm proud of my players. It doesn't mean de jucătorii noștri mei. That I will start blaming them. No chance. Nu trebuie să începem să-i blamăm. But it's difficult to accept as a coach, a player that give up during the game, during a derby. It's something for sure we don't want. Sigur nu ne dorim astfel de momente în care renunțăm la luptă. I'm not here tonight after the defeat to blame my players and you. Nu sunt aici ca să dau vina pe jucători. Because I'm proud of them, I repeat. Pentru că sunt mândru de ei. I know they know first of all they are more upset from everybody. The players sunt cei mai supărați acum. Am fost și eu jucător, știu cum era. Most upset of everybody. Okay? Ei sunt cei mai afectați. We know we didn't do well. Știm că n-am făcut, n-am jucat bine, dar suntem pe primul loc, trebuie să dăm tot ce putem ca să câștigăm. Always, always, if you get defeats, of course it's a lesson for us, and for me personally, e o lecție pentru noi și pentru mine și pentru jucători. The final of the first half was good for you, and this is the reason for that you don't make changes at halftime. Finalul primei reprize a fost bun pentru dumneavoastră, de asta n-ați făcut schimbări la pauză. We received the goal from the set piece. We had prima repriză am primit acel gol din fază fixă, am avut câteva oportunități. You will tell me after 4-0, you will say yes, the first half was like this. It was clear. I believe our biggest problem was when we received the second goal. We didn't react. Cea mai mare problemă a fost atunci când am primit al doilea gol și am renunțat la luptă. To analyze the game. Trebuie să analizăm meciul. This season Rapid și să corectăm lucrurile. And it was they scored lots of goals. What do you think? We don't count how many times the opponent win or how many goals. The thing is that we lost the game and this is what we see. Nu stăm să numărăm 1-3 times or 4 times or it's not the way to see the games. De câte ori ne-am vins Rapidul, încercăm să câștigăm meciul. Next games. For sure we will try to show the best way because today was not our good game. Astăzi n-am jucat bine, bineînțeles că la confruntările viitoare vom încerca să arătăm altfel. Bineînțeles, felicitări Rapidului. Au câștigat. They showed more effort from us. I want to give congratulations also to the referee that he showed personality. Îl felicit și pe arbitru. Most of the times when the referees go to the VAR, de multe ori arbitrii care se duc la monitor iau decizia influențată de cei din VAR, dar îl felicit pe Hațegan pentru că nu a luat această decizie la acel penalty. E o înfrângere care poate lăsa urme. Ce fel de urme? Maybe they are going to be disappointed and they are going to start their motivation. I always say that when you win games you don't have to fly and când câștigi nu trebuie să zbori, să poți să zbori. Nose up and also when you win games, when you lose games, you don't have to make everything black. It's football, pierzi, it's a game, trebuie să vezi totul în negru. Este fotbal, poate că într-o zi nu ești în cea mai bună formă. Întotdeauna suntem supărați când pierdem, dar nu trebuie să vedem totul în negru. Pentru că trecutul ne arată că avem jucători buni și o echipă bună. Also Gigi Becali must agree this kind of Mr. Gigi, he's many years in football and I think that he knows that we cannot win all the games and it's very logic to lose some games. Mr. Gigi este de multă vreme în fotbal și știe că nu putem câștiga întotdeauna. He's many years in football and he understands very well the things. Înțelege foarte bine lucrurile. How is going to be this battle for championship? I told you from when we were more points in front that from my point of view the championship will be played until the end.
So this is how we see, and the only thing that we continue to see is game by game. That's all. Așa cum am mai spus și altă dată, luăm totul meci cu meci și bineînțeles că așa o vom ține până la capăt. Publicitate, ne întoarcem imediat. Momentul să-l ascultăm și pe antrenorul învingătoare, Cristiano Bergodi. Cristiano Bergodi alături de noi. Se poate spune că a fost meciul perfect, mister, în seara aceasta, pentru Rapid? Da, noi pentru a bate FCSB ar trebui să facem un meci aproape perfect. Spunem așa că cred eu că l-am făcut. A fost o victoria extraordinară, de frumoasă, pentru că am și dat 4 goluri. Cred eu că nu gândeam așa de frumoasă pot să fie acest meci, sincer, pentru că jucam cu prima în clasament și era greu. Dar am jucat un meci aproape perfect. Cum credeți că ați oprit FCSB-ul încât să nu le iasă absolut nimic? Beh, în practică eu zic că din punctul de vedere tactic, cred eu că am jucat foarte bine, am acoperit bine spațiile, zonele unde erau aceste două jucători, Coman și Olaru. Nu l-am lăsat niciodată singuri, aveau ei întotdeauna un dublaj sau o presiune la întâmpinare, nu cum se spune așa, la tatonare, și atunci nu s-au mișcat deloc și ei. Nu e că spune, e o echipă bună, foarte bună, a meritat și primul loc, dar merită și primul loc, dar acești două jucători sunt mult pentru această echipă. Analizând jocul înainte, constatam că FCSB este foarte puternică la mijloc și Rapid are un atac foarte bun. Atacul Rapidului și-a făcut datoria, dar remarcăm după acest meci, tot mijlocașii Rapidului au făcut un meci realmente foarte bun, a blocat. Da, extraordinar au făcut așa și cu fundașii. Cioè, cred eu că nu se poate vorbi de un compartiment, un singur compartiment în acest meci. Au jucat echipa foarte, foarte bine și cine a intrat de pe banca, cred eu că s-a castigat meciul, pentru că a castigat meciul echipa întreagă, nu un compartiment. După, normal că noi avem în față jucătorii, repet, foarte buni, ar trebui să găsim în ultima perioadă, adică ultimii două luni, acest echilibru dintre faza ofensivă și faza defensivă să fie un pic mai compact, pentru că noi două luni, dacă vă duceți în minte, două luni în urmă, două luni jumate, eram cu contrattacuri, întotdeauna luam contrattacuri, adesso echipa se pare că e schimbată total, sincer, pentru că se vede de la meciul cu CFR che soffre mai puțin și când se pierde mingea și când jucăm noi mingea. Două victorii împotriva FCSB-ului, două victorii împotriva celor de la CFR în acest sezon regular. Ce înseamnă asta pentru Rapid? Câtă forță are Rapidul de fapt și cât mai poate să crească această echipă? Bine, înseamnă că echipa e bună, foarte bună, spre foarte bună și echipa că dacă sta cu piciorul pe pământ și să nu începem să facem, să ne entuziasmăm, pentru că știți cum e și la Rapid. Eu am fost de 3-4 ore că sunt aici și foarte des când e liniște trebuie să se întâmplă ceva. Acum trebuie să stăm cu piciorul pe pământ și în continuare să ne gândim la îmbunătățime lucruri în antrenament și asta în continuare cred eu că este o echipă bună, bună, bună. Unde ați plasa această victorie în topul celor mai valoroase victorii pe care le-ați avut în Liga 1? Cred eu una dintre cele mai frumoase, spunem așa, CFR Craiova 2-3, când am depășit CFR în play-off 4 ani în urmă, în zona de pandemia, după că am revenit în play-off, după că a castigat CFR cu titlul pe masă, după meciul, se poate spune, CFR acum și acest meci. Poate asta, probabil, e cel mai frumos meci, zic eu, îl plasează pe primul loc. Revenind la Rapid, a treia oară când sunteți la Rapid, mandate total diferite, stări de spirit total diferite la Rapid, Rapidul prima oară când ați venit într-un fel, Rapidul care a retrogradat, da. Acum Rapid care aduce peste 40.000 sau în jur de 40.000 de oameni în tribune. Atmosfera extraordinară pentru această emulație acolo cu 40.000 de oameni rapidiști și am zis la ședința tehnică că 8 ani în urmă echipa era în Liga 5, în Liga 4 și cum a revenit și eram într-un moment că trebuie să dăm totul pentru că am venit, această meci a venit cu un meci
pentru titlu, spunem așa, chiar dacă încă avem distanța, dar dacă ne gândim la Rapid, cum a spus lumea noastră, acolo, 6 ani în urmă, eu am stat în 2015, înainte această retrogradare s-a desfințat, te gândești că acum au făcut lucruri extraordinare. Asta e chestia de conducători, de, nu e că vreau să dau cu trafalet la domnul Șugu, dar asta este, e o echipă schimbată foarte mult în bine, și suporteri și toată lumea, acolo conducătorii, și zic eu că suntem pe un drum bun, da? Stăm liniștiți. Are forță echipa asta să se bată la titlu? Beh, eu cred că o anul acesta sau anul viitor trebuie să castigăm un titlu, adică este o echipă care are forță, pentru că, repete, dacă nu vom reuși noi, încercăm și în acest an, pentru că oricum în play-off acum, nu știu, mi se pare la 4 puncte suntem, plecăm cu 4 puncte di differenza. Vedem. Cine știe, dar eu vreau, doresc să castig un titlu în aceste 2 ani că am contratto aici la Rapid, și cred eu că suntem pe drumul cel mai bun. Cred eu că o vittoria așa de frumoasă la scorre cu echipa foarte importantă, cred eu că e frumoasă, ne dă încredere mult. O să mai riscați în acest play-off? Pentru că, apropo de risc, spunea și dumneavoastră că unele alegeri contează foarte mult de rezultatul final până la urmă. Îl vedem pe Bădescu, un Puști care era la juniori în urmă cu câteva săptămâni, acum este titular. Da. În continuare faceți anumite alegeri așa în primul 11. În play-off o să mai riscați cu asemenea lucruri sau o să încercați să nu mai faceți multe schimbări? Nu, mai eu nu risc, pentru că nu risc când bagă un jucător, pentru că sunt sigur, măcar că poate face o treabă bună. Atunci, acum sunt 3 meciuri foarte bune, poate că va avea fluctuații, dar vom vedea, pentru că nu se știe niciodată cu un copil, cu un tinere, ce poate face, pentru că e într-un proces de creștere. El și a arătat bine, dar avem și, repet, acolo un under che nu è che ha fost pedepsit, pentru că și Albo și vor avea șanse lor, și Andrei Borza poate să revine în primul 11, pentru că nu e că am nevoie de toți, am 10 meciuri foarte importante, și atunci eu schimb fiecare meci pentru ceea ce gândesc ca strategia, încercând să, e normal, să țin o echipă foarte competitivă, dar mi gândesc foarte mult și când lucrurile nu merg. Astăzi au mers bine, al doilea repriză, jucătorii care au intrat bine, dar asta e strategia. Vă gândiți deja la meciul cu Farul? Beh, da, pentru că am aflat că se joacă, se pare, vineri, și peste 4-5 zile se joacă, și atunci avem de recupera și să fim mai prospete, pentru că e un match dificil și începe play-out, unde trebuie să fim protagoniști, dar stăm cu piciorul pe pământ. Mulțumim. Mulțumesc! Dacă ne uităm la declarații, tragem concluzia că bați 4-0, trebuie să știi să gestionezi această victorie, să rămâi cu picioarele pe pământ. Iei bătaie 4-0, trebuie să știi să gestionezi această înfrângere, erai prea sus, să știi cum să o iei din nou, să lupți din nou. Foarte mult mi-au plăcut ambii antrenori în declarații și toți jucătorii care au fost în seara asta. Pus la obiect și, așa e, da. Și învinși și învingătorii foarte bine. Bun, și apropo de set pieces, că tot a repetat obsesiv și Haralambos, e un detaliu mai mult decât important. Eu personal țin foarte mult la el când joc un meci de asemenea importanță la pregătirea jocului, când e un derby sau un meci decisiv, încep cu fazele fixe. Uh-huh. Riscuri în apărare zero și plus să rămânem în 11 până la finalul jocului. FCSB astăzi a fost lipsită de agresivitate în faze fixe, a și primit gol. Nu a avut multe, foarte multe cornere. Nu cred că a lovit vreodată mingea prima. E un detaliu de la care se pleacă, de la câștigarea duelurilor, plus multe mingii pierdute în treimea asta neutră, plus ai jucat, de fapt, cu greșelile tale, ai jucat pe calitățile adversarului. Și mister spune, Haralambos, după 2-0, we gave up, am renunțat. Bine, n-au renunțat ca așa au vrut, dar... Repet, este extrem de important ca, într-un moment ca ăsta, să poți să intri în joc. Ceea ce nu s-a întâmplat în seara asta, pentru că Rapid, având și o bancă foarte bună, Bergodi a mutat și au intrat jucători care s-au ridicat la un nivel foarte bun. Adică nu s-a văzut în niciun moment că Rapidul poate să fie vulnerabil. Oricum, Bergodi mută târziu. Ți intră Funșo, locul Crasnici, joacă foarte bine. Ți intră Petrila
Petrila la fel este un jucător cu o viteză și cu o tehnică superioară. Îți intră Burmaz, era și el să-și creeze și să marcheze la o fază. Rahmani, din punctul meu de vedere, și fac o erată, n-a fost pasa lui White de la o schimbare de direcție, a fost a lui Rahmani pentru Krasnici, care șutează la colț. Rahmani mi s-a părut așa la un nivel extraordinar. Este clar că discursul lui a fost, n-am venit aici să blamez jucătorii sau să... Uh-huh. Da, este un moment cum a fost un joc, trebuie să ne ridicăm, nu trebuie să rămânem în rezultatul ăsta. Sunt convins că vor analiza ceea ce s-a întâmplat mai puțin bun, pentru că au fost probleme mari de tot pe faza defensivă. Plus că Bergodi la final, exact cum am spus, Rapid a jucat inteligent, a pregătit foarte bine jocul, a reușit să anihileze cei mai importanti jucători și până la urmă diferența a fost făcută de tot ceea ce înseamnă de la mijloc în sus. Pentru că Rapid are calitate și dacă mai spuneam la început de joc că problema la FCSB că ai jucători să țină de rezultat dacă ai 1-0, cum s-a întâmplat în multe meciuri, că au câștigat chiar și cu 1-0, pentru că sunt jucători care pot închide și pot interpreta foarte bine jocul, problema se pune dacă ești în dezavantaj. Da? Și acolo s-a văzut că în seara asta FCSB-ul, dacă nu joacă... Voluntarea a fost în dezavantaj, nu? Și a întors... Păi da, dar a fost Florinel Coman. Da. Da? Deci dacă, repet, dacă 2 sau 3 jucători nu sunt la un nivel foarte bun, este o mare problemă, pentru că de pe bancă nimeni nu ți intră să se aducă acel pus. Adică cumva nu este Florinel Coman sau Olaru să fi intrat la 1-0 Luis Felipe și să fi făcut diferența sau Miculescu sau... Oricum, cred că se instalase deja haosul în jocul FCSB-ului și oricine ar fi intrat. Nu, seara asta a fost puternică, rapidă, au câștigat foarte multe dueluri. S-a relansat play-off-ul? Sunt 4 puncte acum. De tot 5 față de CFR. Se poate întâmpla orice. Absolut sunt orice. 4 puncte importante, sunt 4 puncte mari și foarte greu să întorci situația asta din clasament. Dar e interesant acum. Adică nu mai ești... Adică cumva trebuie să... Rapid dacă reușește să lege, să aibă constanță în rezultate, pentru că cu siguranță, asta eu l-am văzut pe Bergodi, a spus, dom'le, dacă nu anul ăsta, la anul da. Pentru că, cu siguranță vom vedea o echipă lucrată cu identitate de joc. Deja apar relațiile de joc și automatismele rapid. Dar acum este cum gestionezi ceea ce s-a întâmplat în seara asta. Pentru că seara asta a fost spectacol. A fost un spectacol total al Rapidului. Și acum să joci cu presiunea asta, să nu greșești, să joci fiecare meci la victorie. Sunt cele mai grele momente. Nu? Asta. Cele mai grele. Deja e a treia oară, antrenor spune și el. Să gestionezi sărbătoarea? Nu, de fapt, Rapid se luptă și e o luptă continuă cu istoria și cu tradiția, cu nimic altceva. Am jucat 12, 13, 14 sezoane, nici mai știu nici eu, și m-am lovit de multe ori de problemele astea. E în ADN-ul clubului. De partea cealaltă, la FCSB, ne gândim că astăzi a lipsit doar un jucător titular, nu? Înghezana. Restul toți sunt titulari. Maniera, abordarea, planul, registrul tactic nu pot fi schimbate în condițiile în care nu ai un atacant veritabil în componența lotului. Deci, ei de aceeași manieră vor juca toate jocurile. Din punctul meu de vedere, cea mai mare pierdere e accidentarea lui Pantea pentru ei, urmată de cea lui Rada Slavescu. Aia e cea mai mare problemă a FCSB-ului. Nu, avantajul este în continuare unul liniștitor, încă liniștitor. Dacă începe bine play-off-ul ăsta și leagă victoriile, va fi foarte, foarte greu pentru cineva să-i ajungă. Dar aici au o mare problemă. Sunt 4 puncte. Acum cum începe play-off-ul? Că începe al campionat. Acum începe, cum să spun eu, începe... ultima fază a competiției în care dacă reușești în primele 2 sau 3 meciuri să scoți maximul, e foarte greu să te mai prindă adversarul direct sau adversarea direct, că vorbim și de CFR-ul și de Rapid. FCSB cu